doamnă Dr. Pășteanu. Mi s-a spus că după amiază și nu știu cât de după amiază. Unde sunt toți redactori? 11:14. Hai să sunăm la știre dacă nu e la redacție. 11:14. 4. Cheamă un jurnalist să vorbești despre cazul tău. Da, la știri sau la emisiune. Bună ziua! Am o situație foarte gravă despre mine, Vișan Gheorghe. Dorm într-o cabină de Scania și dorm eu și într-o baracă la Îngrui. Chiar la Gema, la intrare în București, că trebuie pe o stradă București-Pitești. Și este o situație foarte gravă. Nu pot sta nici cu mecanice acolo că le are cu băutura. M-a dat unul de la țigări, apare că le avea și la cu băutura tot la fel. M-a dat afară unul de la țigări din Angro. Eu m-am trimit în toate locurile, și la cauciucuri, la țară, la cupe, și la un district, și la Girom, și la pază încolo, și mai dormeam și la parcarea de turci. Numai să vină cei din redacție la fața locului să învăță cazul. La ieșire din București, că au fost la București-Pitești. Sau acum să vină aici să vorbiți. Să nu mai să veniți aceia să vorbiți cu mine. Jos, la intrare. Jos, la intrare. Că sunt la, TV, la TVR 2, aici. La intrare din Emil Pangrati. Strada Emil Pangrati. Păi și cum fac să vină? Păi rogi frumos să vină un jurnalist. Da, asta am rugat frumos, dacă se poate veni un jurnalist. Da, când avem nevoie neapărat de un jurnalist. Da. Da, da. Hai să las un număr de telefon de la înregistratură. Să lași numărul tău și o să te caute ei? Păi să vină, de ce nu vine să mă dântri, să stea cu mine de vorbă? Și aici și la intrare în București. Înțeleg, deci ce ți-a zis femeia sau bărbatul? Să lași numărul la înregistratură și o să te caute ei sau care e soluția? Numărul de la înregistratură. Și eu nu mai am număr de telefon, că le-am împurcat. Nu, păi probabil a zis să lași numărul tău la înregistratură. Numărul meu, dar nu știu care e numărul meu. Ei, îl găsim noi, îl aflăm, nu-i problemă. Asta trebuie venit la fața locului să vă zicați, nu? Prin telefon. Nu-i găsim, dar pe Facebook. Deci dacă n-ai număr de telefon, vrei să lași numele de pe Facebook să te caute, da? Da. Și cum să lăsăm? La registratură, la doamna asta. Și nu știu cum transmit, să las... transmite băiatul acela, cum ai că-l cheamă, Marian sau? Mariana Marin, reporter. Uh-huh. Și la pe Facebook cum poți să lăsa la înceți? Păi așa, îi lași femeie, îi o rogi pe ea să scrie sau scrie din ta pe hârtie și se transmite lui Marian Marin. Păi nu, dar mai să vină la fața locului la intrare în București. Ei, dacă o să vrea, o să vină, dacă nu o să vrea, nu pot să-l obligi. Așa o să stau într-o situație tot la fel, dacă nu se poate. Haidem la altă televiziune, dar dacă asta nu răspunde. Deci îl las la înregistrătură și îmi scrie ceva pe fainul meu, dacă repis. De ce ăsta pus să-l las, nu? Sper că da, dacă alt număr n-ai. Și acum, și în șimul, exact, de bune acest lucru.
Au fost oameni de cuvânt cei de la TVR2. Oameni ca lumea au fost. Și au notat numele dumitale și au zis că te caută, da? Ar fi ceva? Păi mi-am dat numele meu pe Facebook. Și mai suni la numărul ăsta, da? Din când în când. Să-i întreb dacă n-au uitat de tine, da? Da. Emisiunea ce e neapărat? Care? Asta de la TVR2 cu Marian, nu știu cum e. Reporterul Marian. Și crezi că e mai bună emisiunea aia? E potrivit așa ca temă? Păi ei a vrut să vină după mine și nu le-am spus eu bine adresa. Și când a sunat un jurnalist la ce ți-am spus eu pe domnul ăla de la Curaj TV, a venit mers după mine, dar nu m-a găsit. A, deci ei au încercat să te ajute, dar nu te-au mai găsit. Luni am dat telefon și marți și venit după mine. Nu luni acum, a fost de mult, nu? Da, anul trecut. Au fost oameni de cuvânt ăștia dat de gărită. S-au ținut-o cuvânt. Deci mai speri să reacționezi de data asta. Dar de ce nu te-au găsit? A, că nu, n-au știut adresa. N-au știut adresa acolo. Da, că e greu acolo, e mețeală mare. Și uite că cei de la TVR2 au fost oameni de cuvânt. În luni le-am dat telefon și marți a și venit după mine. Că nu s-au descurcat pe teren să te găsească. Da, a luat-o până, greșit. Păi și noi cât am umblat până te-am găsit. Nu răspunde, acum o să încerci altă dată, dar... Nu prea au nicio siglă pe aici de filmat. Doar afișă cu teatru, s-a transformat TVR-ul în teatru. A, uite acolo sigla-i. Deci cum a rămas? Și-a notat și doamna numele tău și o să-i transmită jurnalistului sau trebuie să-l cauți tu din când în când? Nu, să-i transmită jurnalistului. Și-a notat și ea numele, da? Da. Aha. Deci aștept să te găsească acolo. Pe adresa, nu? Da. Le-ai zis și adresa? Bă, nu ne-am zis-o. Mergi și spune și adresa. Dar mai ții minte care, cât e acolo? Iuliu Maniu 421, parcă, nu? Deci când ai vorbit cu ea prima dată, i-ai spus o adresă, numai că i-ai spus adresa unde te-ai născut. Da, și a doua n-am reușit să-i mai spun. Și n-am mai vrut să notezi a doua adresă? N-am mai vrut. De ce? I s-a terminat pixul? Sau răbdarea? Nu, tu n-a vrut. Poate trebuie să insistăm. Nu se poate așa ceva. Unde stau mâncați azi? În cabină toată iarna și cu bețivia de mecanici. Nu se poate. Trebuie venit la fața locului cât de grav e. E gravă situația. Acum nu ne-am spus vine adresa anul trecut, acum altul ghinion. Așa te lovește Dumnezeu cu un ghinion. Cât aur are Gigi și nu vrea să ajute un băiat de treabă. Măcar să-l aranjeze la o stână de oi, că Gheorghe e gata să lucreze și oier sau căprar. Nu mai încerci să bați la ușa lui. Ești dezamăgit. Păi nu mai gine mâine, mă, stai, dacă n-a venit niciodată reporterii la fața locului niciodată. Păi crezi că necazurile tale sunt din cauza presei? Da, nu cum. Da, nu cum e. Presa ar putea să te ajute să mediatizeze, dar altfel ai, iată, cont de Facebook pe internet. Te poți exprima și fără presă.
m-ai găsit pe mine, le-ai scris altora pe Facebook. Mi-a lăsat un număr de la centrală. Ca să mai sun la TVR? Da, la TVR 2, un număr de la centrală. Mai sună dacă crezi că televiziunea poate să-ți rezolve problema. Eu mă îndoiesc.